Toată bucuria, nu? Și am văzut astăzi cum Duhul Sfânt a lucrat în viețile noastre și bucuria pe care o să o dă Dumnezeu, nu? Prin Duhul Sfânt, se vede pe chipurile noastre. Sau ar trebui să se vadă? Se vede, nu? Pentru că să suntem copiii lui Dumnezeu. Da, a început așa de frumos în dimineața asta și v-a spus ce frumoși sunteți. Mă uitați-vă puțin în dreapta, în stânga și spune celui de lângă tine. Da, a avut dreptate, noi suntem creația lui Dumnezeu, noi suntem o preoție sfântă, suntem un neam ales, nu? Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem frumoși! Suntem frumoși pentru că Domnul Iisus Hristos se oglindește prin noi, nu? Și mai mult decât atât, Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem moștenitori împreună cu El. Cum să nu te bucuri când știi că cerul ne aparține nouă? Slăviți să fie bunul Dumnezeu! Așa că vă rog să vă odigniți în prezența Domnului să stați jos. Mă numesc Traian, Traian Pașcalău, am fost coleg cu Dani în București de mult timp, nu? De mult, de mult timp. Slujesc în, în, Constanța, am într-o bisericuță mică, bisericuța Buna Vestire, dar așa de tare mă bucur că astăzi sunt cu dumneavoastră. Și și ce îmi place cel mai tare? Duhul Sfânt este cel care face unitatea asta între noi, nu? Și deschide porțile și mințile ca să-L onorăm pe El. Cred că suntem oameni din toate zonele, nu? Cu caractere diferite, cu ambiții diferite, cu scopuri diferite și totuși suntem împreună bucurându-ne de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Nu? Și ne încredem în El pentru asta. De aia în dimineața asta am simțit că sunt într-o biserică penticostală. Chiar m-am simțit ca un penticostal de la adevărat. Am venit la biserică și am zis, Doamne, mi-am pregătit de acasă un mesaj. A, vorbit, a venit băiatul de la, de la Mazmedia, din spate, de la Sunet și mi-a zis, despre ce vreți să vorbiți astăzi? Și am spus acolo un, un mesaj pe care l-am pregătit eu de acasă. Dar, dar de asta vă spun că Duhul Sfânt lucrează în noi și ne înnoiește, pentru că El are planuri speciale cu fiecare dintre noi. Și ceea ce ne-a promis, fie, ne promis fiecăruia, El va duce la îndeplinire. Duhul Sfânt mi-a vorbit în dimineața și așa și mi mi-a spus, stai trei ani, că nu faci ce vrei tu. Nu este casa ta, nu este biserica ta, este biserica mea și ce aleg eu, aceea se va vorbi. Așa că în dimineața asta, prin Duhul Sfânt, cred în toată inima că vrea să ne spună ceva. Cred că trebuie să ne spună ceva. A venit fratele aici în față, nu-l cunosc, nu-l știu, a dat un îndemn că trebuie să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu. Da, prin Duhul Sfânt trebuie și suntem obligați să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu. Așa că în dimineața asta aș vrea să vorbesc despre lucrul ăsta, să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu, să ne încredem în El, în El, în Dumnezeu. Și am un pasaj, un singur verset în minte și cred că Duhul Sfânt este cel care ne l-a așezat acolo. Dacă aveți Biblia la dumneavoastră, faptele apostolilor, capitolul 12, versetul 6. Este un verset care la prima vedere nu spune nimic, dar care vorbește așa de mult despre faptul că noi, în calitate de copii al lui Dumnezeu, trebuie să ne încredem doar în Dumnezeu. Faptele Apostolului, capitolul 12, versetul 6, spune în felul următor, În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Ați citit pasajul ăsta de multe ori? Sunt sigur că l-ați citit. Sunt sigur că l-ați citit. Vedeți dumneavoastră, cel puțin în ultimile zile, luni, ani, cred, am trecut așa prin vremuri foarte, foarte dificile. Vremuri pe care niciodată n-am crezut că le voi trăi, nu? A fost problema cu COVID-ul, acum este problema asta cu războiul, este ceva groaznic, groaznic, groaznic. Acestea se pare că vremurile în care trăim sunt mai dificile decât cele prin care am trecut, nu? De aceea am ales astăzi să vorbesc despre încurajare și, să, și cred că Dumnezeu ne vorbește de, 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 lucrul ăsta, nu? Se anunță o perioadă foarte grea și foarte dificilă pentru noi. Curentul se scumpește, gazele se scumpesc, motorina s-a scumpit, benzina la fel. Stai și spui, Doamne, ce vom face? Ce vom face? Nu știm încotro apucăm, războiul este la, la granița noastră, nu? Chiar acolo, lângă Dobrogea, lângă noi, nu? Cine știe din cauza unei erori să nu cadă o rachetă în altă parte? <laughs> se prea poate și astfel de lucruri, dar noi, în calitate de copii de Dumnezeu, așa cum am spus, trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Toate acestea, tot ceea ce vedem, ne fac să ne punem întrebări. Ce se va întâmpla cu noi? Ai că noi ca noi, dar ce se va întâmpla cu copiii noștri? Ce se va întâmpla cu nepoții noștri? Ce vom face noi nu? în astfel de situații dificile? Sau ce trebuie să facem noi în astfel de situații? Eu cred că noi ar trebui să ne gândim opusul la aceste lucruri. Chiar dacă vor fi și sunt astfel de lucruri, nu trebuie să pună o presiune prea mare pe noi. Ochii noștri trebuie să fie ațintiți într-o una la Dumnezeu. De aceea, în dimineața asta, haideți să ne încurajăm. Ne încurajăm reciproc. Pentru că și eu îmi vorbesc mie în dimineața asta. Trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Dacă priviți în textul de astăzi, la prima vedere este puțin neînțeles comportamentul lui Petru. Dacă vă uitați în text, veți vedea lucrul acesta. Petru fiind prins, aruncat în temniță, nu? Pentru credința lui în Isus, în temnița de maximă securitate a lui Irod. Irod a fost unul din persecutorii bisericii, la început, la început, nu? Și totuși, fiind prins Petru în temnița respectivă, în pușcăria respectivă, el dormea. Și nu oricum. Biblia spune că dormea dus, nu? Dacă vă uitați în context, veți vedea că nu cu mult timp în urmă, cred că nici o săptămână, două în urmă, nu? Irod pune mâna pe pe Iacov, fratele, unii spun că fratele Domnului Iisus Hristos, și îl aruncă în temniță, nu? Și spre deliciu iudeilor, ce face Irod, îl scoate pe Iacov în piață, îi cheamă pe toți la o întâlnire și îi taie capul cu sabia, nu? Iacov fiind primul martir al bisericii. Și toate acestea s-au întâmplat în acea perioadă. Și Petru, nu? cu imaginea asta în, în, în față sau în minte, măi, prietenului meu, doar ce i s-a tăiat capul, eu sunt în închisoare, ar fi trebuit să fie greu pentru el, nu? Să fie încordat, să fie neliniștit, să fie măhnit. Totuși el nu, el doarme și nu oricum, așa cum mai spun, doarme foarte, foarte liniștit. Dar cu toate că pericul morții, la fel ca în cazul lui Iacov, plana asupra capului lui Petru, el nu este plin de spaimă, nu este plin de groază, nu? Și doarme dus. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că un înger al Domnului a stat lângă el și pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis, scoală-te iute, lanțurile au căzut jos de pe mâini, nu? A venit lumina aceea puternică în temniță? V-ați trezit vreodată când s-a aprins becul în cameră? V-ați trezit. Cum l-a aprins? Păi, ai deschis ochii. El la Petru nu a fost așa. Era foarte liniștit și dormea și dormea destul de bine. Spune că a trebuit îngerul să-l ghiontească, să-l ghiontească, nu? Ca să se trezească. Vă dați seama câtă pace și câtă liniște avea Petru în astfel de situații. Într-o situație în care, a doua zi, putea să moară. Și totuși, el avea pace și liniște. Oare ce l-a determinat pe Petru să aibă o asemenea atitudine în fața pericolului, în fața morții care se putea apropia? Mulți spun, și noi putem spune, s-a bazat pe rugăciunile pe care biserica le făcea pentru el. Știm pasajul, nu? Biblia spune, au pus mâna pe Petru, a băgat în temniță și toată biserica s-a rugat pentru el dacă facem o scurtă paranteză, ori de câte ori trecem prin încercări dificile, toate biserica ar trebui să mijlocim pentru cei care trec prin astfel de situații. Și la sfârșit, cum spunea și pastorul Daniel, vrem să ne rugăm pentru cei care trec prin situații dificile, prin boală, prin suferință, prin tragedii, nu? Prin probleme financiare, vrem să ne rugăm. De aceea este biserica, să ne rugăm unii pentru ceilalți, să ne purtăm poverile unii celorlalți. Și vrem să facem lucrul acesta și știți cum vrem să o facem? Cu bucurie, ca pentru noi, Doamne, atinge-te de astfel de lucruri. Mă gândesc că și Petru fiind prins în temniță, s-a gândit la asta. Sunt aici, dar știu că biserica mă iubește, este aproape de mine și se roagă pentru mine. Se prea poate ca această atitudine, această cunoștință a lui Petru să-i dea liniștea respectivă. De deci ce, în fața morții eminente, era liniștit, netulburat și plin de pace, nu? Purtând doar așa dus. Ați trecut vreodată pentru o situație critică? Când credeți că totul se va prăbuși? Ați fost vreodată înainte unui examen? Majoritatea cred că suntem șoferi, nu? Înainte de a da examenul, nu? Auto, eu cred că în noaptea respectivă nu poți să dormi. Nu? Te stresezi, te concentrezi, te zvârcolești de pe o parte, pe alta, ce se va face, cum se va face. Nu poți să dormi, eu vorbesc despre mine, când trec printr-o situație critică, nu, nu mă soția știe de câte ori mă învârt în pat în noaptea respectivă. Și totuși nu mor a doua zi, nu? Când treci prin astfel de situații dificile, parcă totul se, se năruie. Dar să ne amintim faptul că în acest episod prezentat de Luca în faptele Apostolului, capitolul 12, Apostolul Petru, să știți că nu mai era cel de dinainte de înviere. Îl cunoașteți pe Petru cel de dinainte de înviere? Foarte impulsiv, foarte băgăreț, Domnul Iisus Hristos nu a apucat să termine fraza că el o completa, nu? El știa mai bine decât oricine aproape totul. Ăsta era Petru pe vremea respectivă, nu? De aceea s-a și lepădat de Domnul Iisus Hristos, pentru că era prea impulsiv, nu avea o, o, o credință solidă, bazată pe ceva în momentul respectiv. Era cu Isus, totul era bine, Isus le purta de grijă, nu? Nu prea se baza el foarte tare pe, pe ce urma să se întâmple. Ăsta a fost Petru, înainte de înviere. De la înălțarea Domnului Isus la cer, trecuse deja câțiva ani și probabil că credința apostolului se se mai întărise puțin. Mulți cercetători spun că de când Domnul Isus Hristos a înălțat la cer și până în momentul ăsta au trecut undeva la 10-15 ani, cel mult, nu? Petru, pe vremea Domnului Isus Hristos, cred că doar ce se căsătorise, nu? Acum să spunem că Petru avea vreo 40 de ani, la momentul respectiv. Mulți spun chestia asta, nu trecuse mult de când Isus a fost răzgândit și până la momentul când Petru a fost prins în, în temniță. Ei, dar în momentul ăsta, de după înviere, credința lui Petru s-a consolidat, s-a întărit. Mai ales că a avut întâlnirea aceea cu Isus. Și o să vorbim despre lucrul ăsta. Nu? Credința adevărată, să știți că se fortifică așa în timp. Nu, nu, nu peste noapte. Nu peste noapte. Trebuie să treacă timp să crezi și să te bazezi în Dumnezeu. Dar haideți în dimineața asta să vedem ce putem învăța de la Apostolul Pavel. De la Apostolul Petru. Și, în primul rând, îmi place așa de tare că Petru s-a încrezut în Cuvântul lui Dumnezeu. Toți trecem prin încercări dificile, toți trecem prin momente grele, nu? Cine n-a trecut, nu cred că n-a trecut, nu cred. Nu suntem scutiți, chiar dacă suntem creștini, nu suntem scutiți de momente dificile. Dumnezeu spune că el plouă și peste cei buni și peste cei răi, nu? Vin probleme dificile și peste noi și peste ceilalți. Peste toată lumea vine. Și mai ales că problemele astea vin când nu te aștepți aproape deloc. Vin în cel mai rău moment. În cel mai rău moment, nu? Dacă tot vorbim despre șoferi, <laughs> ați făcut vreodată o pană la momentul potrivit? Pana se face când te grăbești cel mai tare. Nu? Atunci. Dar uitați-vă la Petru uitați la Petru. Ce putem învăța de la el? Să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar să ne amintim un alt episod din trecutul lui Petru, în care Iisus tocmai fusese prins, a fost răstignit, a fost omorât și Petru ce face? S-a lepădat de el. S-a lepădat de el. Și mai, ales, mai mult decât atât, a fugit. Pe urmă, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre cre... căința lui Petru și despre întoarcerea lui la, la Dumnezeu. Domnul Isus, așa cum a promis. A înviat din morți și după toate acestea, în Ioan capitolul 21, se arată din nou ucenicilor nu? la Marea Tiberiadă. Ucenicii s-au dus la pescuit și când s-au întors l-au găsit pe Iisus pe mal, care prăjea niște pește și o a invitat să mănânce. Printre ucenicii respectiv, l a invitat și pe Petru. Și aici are loc o întâlnire în care Domnul Iisus Hristos nu le reproșează nimănui nimic. Toți ucenicii, în afară de Ioan, au fugit de lângă Isus în momentul când Isus a fost răstignit. Toți, toți, inclusiv Petru, nu? Toți au fugit. Dar Domnul Isus Hristos îi primește și acceptă pe toți. Și după ce a vorbit puțin, cred că îl ia pe Petru puțin de o parte și cel întreabă, Petre, știu mă că n-ai făcut lucrul din inimă. Știu că tu ai fost speriat și de asta te-ai lebădat. Inima ta știu că bate pentru, pentru mine, nu? Petre, mă iubești tu pe mine? Și ce face Petru? ce îi spune, da, Doamne, te iubesc. Și știți povestea și este Petru reabilitat din nou. Nu? Și Dumnezeu îl pune pe picioare. Dar se mai întâmplă ceva acolo. Uitați-vă în versetul 18. În versetul 18, Ioan capitolul 21. Domnul Iisus îl asigură pe Petru că el va trăi va trăi și va ajunge bătrân. Și alții îl vor îmbrăca și alții îl vor lua și îl vor duce unde Petru nu va voi să meargă. Îl asigură Iisus pe Petru în versetul respectiv și spune Petre, tu nu vei muri de tânăr, tu vei muri de bătrân. Și așa s-a întâmplat. Când Petru era în temniță, era bătrân, nu era bătrân, era tânăr, după mine era în floarea tinereții, dar Petru fiind în, 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 în închisoare s-a încrezut în Dumnezeu, s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Mă, dacă Isus mi-a promis un lucru, el va fi cu mine, va fi cu mine. Poate Irod să se dea peste cap, poate lumea să se destrame, ceea ce promite cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în picioare va rămâne în picioare. Petru era în închisoare, dar s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Va vorbi Dumnezeu ceva vreodată? Aveți o promisiune pe care Dumnezeu v-a făcut-o? Când v-ați pocăit? Atunci sau acum? Sunt sigur că fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a făcut o promisiune prin cuvântul Său, sunt sigur de lucrul ăsta îndemnul meu și încurajarea mea în dimineața asta este încredeți-vă în cuvântul lui Dumnezeu, vei trece peste obstacolul în care ești acum, vei trece peste perioada asta dificilă care este în viața ta vei trece împreună cu Domnul Iisus pentru că El ți-a promis că va fi cu tine va fi cu tine, avem o biserică o soră, sora Olteanu Ol, Olteanu Elena este undeva din rădăuți? Pe nibul Ceaușescu, a o la Constanța, avea undeva la 18 ani. Când a venit din rădăuți în Constanța, fiind dintr-o familie de, de pentecostali, pocăiți, 12 copii, sărăcie mare, a venit la Constanța și a uitat puțin de Dumnezeu și s-a căsătorit cu un băiat care habar n-avea de, de, de Dumnezeu și de religie. Era un ateu de la convins. Sora respectivă are 80 de ani acum. S-a rugat pentru soțul ei mult timp, mult timp, mult timp. Dar în urmă cu 18 ani, când ea l-a cunoscut pe Dumnezeu, pe, pe soțul ei, nu? Când ea avea 18 de ani să s-a mutat în Constanța, Dumnezeu i-a zis că în ziua Anunții a vorbit că se cu el nu? Că eu le voi schimba. Nu mă înțelegeți greșit, asta nu este o învățătură pe care vreau să vă dau. Vă spun ce mi-a povestit sora atunci. <laughs> ce mi-a povestit sora atunci. Ea, motivată de cuvântul ăsta, s-a căsătorit cu ea, cu el, și doar în urmă cu șase ani, soțul ei, nu? A venit la biserică și a fost botezat în apa botezului. Vă dați seama cât a trecut și cât s-a rugat sora respectivă? S-a împlinit! S-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, mai greu, nu? Dar s-a împlinit. Dar nu vreți să știți prin ce calvar spunea sora a trecut în tot acest timp. Dar a fost motivată de cuvântul lui Dumnezeu. A fost motivată de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă spun este, dacă aveți o promisiune pe care Dumnezeu v-a făcut-o, credeți în ea că se va împlini. Credeți în ea că se va împlini. Petru a fost acolo, a crezut cuvântul lui Dumnezeu a crezut cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a salvat. L-a salvat. Se spune despre un misionar care mergea să predice cuvântul lui Dumnezeu prin junglă, nu? Și a luat un avion, că așa se deplasau, se deplasează și acum de la un trib la altul cu avionul prin junglă, pentru că nu sunt drumurile foarte bune, și în timp ce mergea de la un trib spre altul, a avut loc o furtună și un fulger a lovit motorul, unui, motorul avionului, nu? și avionul a început să se prăbușească, iar pilotul fiind necreștin, dar știind că uh, omul pe care îl transportă este misionar și este creștin, l-a întrebat uh, domnule, știu că sunteți creștin, știu că credeți în Dumnezeu, dar v-a făcut Dumnezeu o promisiune care nu s-a împlinit încă. La care misionarul spune, da, da, mi-a făcut una și încă nu s-a împlinit. S-a împlinit multe, dar una nu s-a împlinit. N-a apucat bine determinat cu un alt fulger, a lovit și motorul celălalt și avionul vine în picaj așa tare, 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 la care pilotul foarte speriat spune, domnule, chiar aveți o promisiune pe care Dumnezeu v-a făcut-o și nu s-a împlinit? Da, domnule, am stai liniștit că am, am o astfel de promisiune. Dar chiar înainte de ca avionul să atingă solul, nu? pilotul îl întreabă, îmi puteți spune și mie promisiunea respectivă? La care misionarul îi spune, da, 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 am avut o promisiune mai trecut, mai demult, prin care Dumnezeu mi-a promis că voi fi singurul supraviețuitor <gântuia> al unui avion, un accident aviatic, nu? Sunt, sunt promisiuni pe care Dumnezeu ți le face și se împlinesc, sunt. Noi trebuie să credem în cuvântul lui Dumnezeu. Și în același timp, am putea să nu ne îngrijoră de nimic. Pentru că viața noastră se află în mâna lui Dumnezeu. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. El întotdeauna avea, avea grijă de noi. Nu degeaba suntem copiii lui. Nu? El are grijă de noi. Ca un tatăl bun, ca o mamă bună, are grijă de noi. El spune, harul meu în slăbiciune îți este de ajuns. Puterea mea este făcută de săvârșită atunci când este peste tine. Trecem prin situații dificile, trecem, dar să nu uităm că Harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. Și mai mult decât atât, în, în situații de genul ăsta, El ne încurajează, este de partea noastră. Numai Dumnezeul nostru putea să spună așa ceva, că va fi cu noi. Celălalt Dumnezeu vă spune o, le spune altceva. Urmașilor lor, dar Dumnezeul nostru, nu? Care este Dumnezeul celor slabi, spune, celor neputincios, celor care se bazează, care nu se bazează pe înțelepciunea lor, care nu se bazează pe bani sau pe abilități, nu? Și se bazează complet, total, absolut doar pe Dumnezeu. El este Dumnezeul nostru. Iar noi suntem copiii lui. Noi trebuie să ne, să ne bazăm total, complet, doar pe Dumnezeu. Iar el spune, harul meu, Traiane, îți este îndeajuns. Este așa de important să te bazezi pe Cuvântul lui Dumnezeu. Toți mari oameni ai Bibliei au ceva în comun. Și anume că toți au fost, absolut toți, au trecut prin ecazuri și prin momente grele. Absolut toți, toți oamenii mari ai Bibliei. Dar în același timp, toți oamenii mari ai Bibliei s-au încrezut în Dumnezeu din toată inima lor. Toți au fost drobiți, Moise, David, Daniel, Eremia, Isaia, Pavel, Petru, inclusiv noi am fost drobiți, nu? Și suntem în, în continuare zdrobiți dar să ne bazăm pe Dumnezeu. Pentru că există un motiv pentru care puterea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită, doar în slăbiciune, doar în siguranță, nu? Harul lui Dumnezeu, el revarsă harului peste noi. Și cel mai zdrobit dintre noi a fost Domnul Isus Hristos, nu? Care spune că a fost zdrobit pentru fără de legele noastre, pe deapsa care ne dă pacea căzut peste el și prin rânele lui suntem tămăduiți. Să ne încredem în asta. Să ne încredem în asta. Se spune că Michelangelo într-o zi se plimba cu unul dintre prietenii lui pe, pe un drum pe care tocmai ce ploase era un drum plin de noroi și bălți. Și în ce se plemba, Michelangelo îi spune prietenului său, ai grijă, nu călca, nu călca în balta respectivă, că acolo se află un înger. <laughs> La care prietenul lui se uită mai atent și zice, nu văd nimic, nu? Dar Michelangelo se duce, se apleacă și scoate o bucată de piatră, era o marmură albă, nu? O ia, o duce în atelierul lui, o spală, o cioplește și face din ea un înger. La fel face și Dumnezeu cu noi. Ne pregătește ne pregătește, trece prin situații dificile, pentru că vreau, sau El vrea, nu? Să fim cu El în cerul Său. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Domnul să ne ajute. Harul meu, spune Domnul Hristos, îți este ajuns. Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Îmi place așa de ce spune poetul nostru bun, Valentin Popovici. Greu apăsat, privesc adesea calvarul, crucea și pe miel. De ce sunt lacrimi fără vină? Eu nu înțeleg, dar știe el. De ce trecem astăzi pe unde trecem? Nu știm, dar sunt sigur că Dumnezeu are un plan pentru noi. Sunt sigur că promisiunile lui sunt extraordinar de mari pentru ființa noastră. De ce nu trebuie să ne îngrijorăm? Nu. Da, ne purtăm și noi de grijă când ne purtăm, dar nu trebuie să ne îngrijorăm. Știați că îngrijorarea este păcat. Îngrijorarea înseamnă se spune lui Dumnezeu, Doamne tu nu poți. Doamne, tu nu poți, nu cred că tu poți. Asta înseamnă să te îngrijorezi. Doamne, nu cred că tu poți să faci cu tare și cu tare lucruri. Asta e mai tradus așa pe românește, nu este foarte teologică, nu? Dar asta înseamnă să te îngrijorezi. Spui lui Dumnezeu, nu cred că tu poți să faci lucruri respectiv. Dar ce spune Dumnezeu? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor dea pe deasupra. Este o promisiune pe care Dumnezeu ne-o face, spune, nu vă îngrijorați de nimic. În orice lucruri aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri cu mulțumiri. Și mai mult decât atât, în 1 Petru, capitolul 5 cu 7 spune, aruncați asupra Lui toate poverile voastre, toate slăbiciunile voastre, toate necazurile voastre și El se va îngriji. Domnul să ne ajute la aceasta. Sunt sigur că fiecare dintre noi avem o promisiune pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrul ăsta. Mie îmi place una foarte tare care spune, chiar dacă vei trece prin foc, chiar dacă vei trece prin ape, eu, spune Domnul, voi fi cu tine. Domnul să ne ajute la aceasta. Așa că în dimineața asta aș vrea să vă încurajez și în același timp să ne rugăm unii pentru ceilalți și noi să ne rugăm pentru dumneavoastră. Sunt situații dificile, trăim pe pământul ăsta și cât vom trăi pe pământul ăsta, nu vreau să prorocesc, dar cât vom trăi pe pământul acesta, vom trece prin neca și suferință. Inclusiv Domnul Iisus și Sos a trecut. Dar Dumnezeu, Domnul Iisus, a apelat la Tatăl și a zis, Tată, te rog, Tată, te rog. Și Dumnezeu a fost cu Domnul Iisus. La fel este și cu noi. Trecem prin situații grele, dar Dumnezeu este lângă noi. Avem pe cine ne baza, ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Și a să-L crede în Cuvântul Lui Dumnezeu. Așa, haideți să ne rugăm în dimineața asta. Ar vrea să ne rugăm cu toți în picioare? Daniel a menționat câteva cazuri speciale în dimineața asta. Am vrea să ne rugăm pentru ele. Dumnezeu este Cel care poate vindeca. Dumnezeu este Cel care poate elibera. Dumnezeu este Cel care poate face mai mult decât putem să ne imaginăm noi. Dar teoria noastră este să ne rugăm prin Duhul Sfânt și să spunem, Doamne, nu uite! te uita la meritele noastre, privește la meritele Domnului Iisus Hristos și atinge-te de persoana respectivă. Și vreau să vă spun că Dumnezeu este credincios și drept și va face lucrul ăsta, pentru că El ne-a promis că va fi cu noi și în noi până la sfârșitul viacurilor. Așa că trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Dacă pe lângă aceste situații dificile mai sunt și altele, rugămintea mea este să nu ne fie rușine apelăm în fața Domnului și venim înaintea Lui cu cerurile noastre. El poate să facă, noi putem să ne rugăm, dar El poate să facă minuni. Este specialitatea Lui Dumnezeu să facă minuni. Uitați-vă la Petru, gata, gata să moară, nu? Și Dumnezeu ce face? Îl încurajează, îl înviorează, îl mângâi, este aproape de el, îi dă un somn liniștit. De ce să porți pe voară și să te zvârcurești în pat toată noaptea? domn prezența Domnului și veți vedea ce bine veți dormi la noapte. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare și veți vedea lucrul ăsta. Dacă ai o situație dificilă, dacă ai o problemă care te apasă, nu ezita să o aduci înaintea lui Dumnezeu. Și în dimineața asta poți să spui, Doamne, sunt aici, așa cum a fost și Petru, înconjurat de soldați care vor să-mi ia viața, nu? de probleme care vor să mă năruie. Doamne, sunt aici, dar mă încred în cuvântul Tău. Tu ai spus că nu mă lași, nu mă lași orice s-ar întâmpla. Dacă ai o astfel de situație, nu ezita să te rogi în această dimineață Domnului. În același timp, aș vrea să fac o rugăciune specială și să ne rugăm pentru cei care trec prin suferință, prin boală. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, aduceți și aceste lucruri înaintea mea. Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu sunt cel care vinde, vindecă, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Prin rănile Lui suntem tămăduiți, prin rănile Lui suntem vindecați. Am vrea în această dimineață să mă rog și Dan și ceilalți slujitori pentru dumneavoastră. Haideți să slujim pe Dumnezeu cu bucurie și cu un trup sănătos și plin de, de armonie. Nu vă fie rușine să spuneți, da, vreau să ne rugăm pentru sănătatea mea, pentru că Dumnezeu poate să o facă. Dumnezeu poate să o facă. Nu știu cum se procedează la dumneavoastră, dar dacă vine echipa de închinare nu în față și am vrea plin de, de, de credință să ne rugăm, Doamne, atinge-te de mine. Dacă știm pe cineva care este în suferință, Doamne, atinge-te de persoana respectivă și fă minuni. Fă minuni. Pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Aleluia! Haideți să ne rugăm împreună, Domnului. Da, Doamne, te lăudăm și te înălțăm pentru că Tu ești Dumnezeu. Nimeni nu e ca Tine, nimeni nu se compară cu Tine.